Monica Ionsen și acesta este Friday Sparkle, gândul meu care să te însoțească pentru weekend, care să te invite să gândești din perspective diferite lucrurile sau să găsești răspunsuri și să găsești soluții. Sau poate, în adâncul sufletului meu, sper că pot să-ți dau câteva răspunsuri la întrebările pe care le ai legat de viață, legat de felul în care funcționează mintea și legat de cum poți să aplici legile universale pentru a-ți transforma prezentul și viitorul, dar și trecutul. Salut! Subiectul zilei de astăzi este self-love și îl am alături de mine pe partenerul meu de șoti, de glume, de viață, de cină și de toate cele. Dar mai ales de cină, că tot am mâncat. Mulțumesc, Ștefan, că ești astăzi aici și că mă susții să formulăm cum e partea asta de self-love. Și în acest um, Parc, ne propunem să vorbim despre ce este self-love, ce nu este self-love și cum poți cu adevărat să ajungi la self-love. Și de asemenea vom vorbi despre bula asta de cursuri de să te iubești pe tine însă și uh, de fapt fantezia pe care aceste cursuri se bazează. Grozav. Spuneai tu mai devreme despre, hai să începem cu opusul la self-love. Da, noi am mai avut o conversație despre acest subiect și în acea conversație vorbeam despre ce vedem zi de zi. Vedem că uh, sunt mulți oameni în jurul nostru care își urăsc viața, uh, își urăsc, se urăsc pe sine, uh, își urăsc jobul. Uh, acest lucru e confirmat și de studii macrosociale, cum, e, cum sunt cele de la organizația Gallup, cred că nu mai târziu de 2022-2021 a fost ultimul studiu care confirmă din nou același trend din ultimii 20-30 de ani. Două treimi din populația activă, din oameni activi, nu se simt inspirați de ceea ce fac zi de zi, 8 ore, 9 ore, 10 ore, 11 ore. Trăiesc o viață de coaie desperation, de, de suferăntă cere. Și pe acest fundal vedem, de cealaltă parte, cursuri care spun că ar trebui să te iubești pe tine și cum să te iubești pe tine și face sens, aparent face sens, pentru că dacă tu nu te iubești pe tine, cum ai putea să ceri de la altcineva să te iubească, dacă tu nu îți dai acel lucru, cum e ca și cum ai spune, să aibă altcineva grijă de tine, dar tu nu ai grijă de tine. Da, și imaginea pentru asta este o femeie din România, de exemplu, care lucrează 80 ore, trage cot la cot cu bărbații, cu soțul ei, se duce acasă, are grijă de copii, are grijă de casă, poate are ajutor, poate nu are ajutor. Dar se simte în rotița asta de hamster și se întreabă, ok, până unde și de ce? Și ce sens au toate astea? Sigur că există motivație să îți crești copiii frumos, să-ți trimiți copiii la școală bună, să le dai o educație bună. Dar la un moment dat te întrebi ce sens are toată asta, toată povestea asta. Și da, îți mai oferi o vacanță, îți mai oferi o haină frumoasă, o bijuterie frumoasă. Dar despre asta e viața, doar despre asta e viața. Și te vezi alergând așa, și fiecare zi este ca cealaltă, un weekend este ca celălalt, și este aproape predictibil ce o să se întâmple în viață. Și atunci începe disperarea, pentru că te întrebi. Ok, dar. Pentru ce? Ce sens are? Oamenii care nu ajung la disperare ajung la shopping. Exact, ajung la shopping la overeating, la mâncat excesiv, la uh, băut o sticlă de vin seara înainte de culcare, că nici nu-ți dai seama când se întâmplă lucrurile astea. Netflix, da, chipsuri, și tot așa, pentru că confund self-love, dragostea de sine. Asta voie să trișezi. Asta voie să trișezi, exact. Să te recompensezi pentru ceva. Și asta este acea zonă în care oamenii trăiesc din trebuie și în care ei trăiesc în zona de supraviețuire. Vorbim aici la corespondent fizic de ceacrele inferioare, acolo unde duci cu tine durerile acumulate, frustrările, programările, că așa se face și așa trebuie. Și de Crăciun trebuie să ai sarmale și de la nuntă trebuie să ai sarmale și toată seria asta de programări pe care le ai cu tine și viața din trebuie este cruntă, um, nu e de mirare că există atâția oameni pe pastile antidepresive și anti-anxietate pentru că în zona aia de trebuie alergi de la un trebuie la altul și de cele mai multe ori bifezi trebuiele care e pentru ceilalți și nu-ți mai rămâne ție pentru ce este cu adevărat relevant, inspirațional, semnificativ pentru mintea și pentru inima ta. Mai rămâne un pic de energie seara, să te uiți la... Exact. Exact. Și asta este un mod de a trăi viața. Da, și pe urmă, în loc să ai grijă de tine cu adevărat, să dormi bine, să mănânci bine, să faci sport, seara mănânci mai mult decât trebuie, să mănânci prostii, bei, alcool, te uiți la filme mai mult decât ai vrea să te uiți. Și te ai un cerc vicios din care Ea. e foarte greu de ieșit. Și atunci vine și povestea aia, dar nu merit eu să... Cum dau... să nu meriți o prăjitură? Exact. Dar nu merit eu o bijuterie, nu merit eu o vacanță în care să mă răstoiți. Niște de la zara. Da, de unde o fi? Da de curând, apropo, da. Am aflat de curând conceptul ăsta de fast-moving clothing. Uh -huh. De faptul că îți cumperi haine de valoare mică doar pentru emoția care ți o dă atunci. Și a fost pentru mine, când am aflat prima dată de conceptul ăsta, a fost așa un șoc mental. Că să-ți cumperi haine doar pentru emoția momentului. Că crescând într-o familie săracă, fără posibilități și uh, cumpăratul hainelor era ceva strategic. ca. Deci, uh, împărțeam, rămâneam de la fratele mai mare, la fratele mai mic și așa mai departe. Nu cumpărai haine de emoție. Și uh, da, a fost uh, a fost un moment important. Ok. Deci în partea asta, ce e cel mai important, este că la nivelul ăsta de trebuie, mintea se pare durerea de plăcere și spui fac uh, X lucru care mă doare pentru că nu-mi place să-l fac și care trebuie să-l fac ca mai apoi să am plăcerea în faptul că mă apreciază partenerul de viață pentru cât lucrez sau mă apreciază părinții pentru că le spun uite cât am lucrat și uite ce am reușit să obțin sau pentru că îmi spun că fac pentru copii, pentru familie, pentru ca să avem ceva acasă, pentru ca să putem să mergem într-o vacanță, pentru ca să ne putem lua nu știu ce mașină, nu știu când. Da, și inclusiv pentru, o... lasă că trag acum, ca pe urmă să pot să-mi iau acel lucru pe care scrie frumos, cu o marcă mare, o anume o chestiune de statut. Și e o, o recompensă pentru un trebuie pe care l-ai făcut, în care ai cheltuit energie și în care, de fapt, nu ai, nu te-ai hrănit, nu te-ai regăsit în activitatea respectivă. Altfel, n-ai avea nevoie de o recompensă ulterioară. Și te întrebi pe tine: poate fi asta, self-love? Adică, cât de puțin te iubești dacă ești capabil să te torturezi atât încât să bifezi toate listele alea de trebuie ca pe urmă să-ți dai o recompensă. Nu e, nu asta e self-love. Ceva e greșit. Și cursurile astea de self-love, cele mai multe, se adresează acestor persoane. Oamenii merg la astfel de cursuri care promit să te învețe să fii blând cu tine, să te iubești pe tine, să fi mai bun cu tine. Dar problema este că majoritatea nu funcționează. Sau funcționează pentru moment, după care te întorci într-o săptămână, două maxim, la același nivel uh, de iubire de sine pe care l-ai avut și înainte. Dar mai ai și o listă de alte lucruri de făcut, pentru că trebuie ca să-ți demonstrezi că te iubești. Adică mai ai de făcut. Aloci timp pentru dimineață, pentru tine, pentru că te iubești. Și ai o listă de sarcini de făcut, în esență. Și nu funcționează. Ai doar o listă la final, te simți mai bine, într-adevăr. Multe dintre aceste efecte dispar după o săptămână, două. Pentru că, de fapt, nu te alegi cu adevărat pe te prioritizezi să găsești acele. să, să începi cu acele lucruri care îți dau împlinire, strălucire, care. Simți că e calea ta să faci acest. Așa este, pentru că nu acționezi asupra cauzei cauzelor în contextul ăsta. Nu acționezi asupra cauzei cauzelor. Adică, dacă în continuare trebuie să-ți dai self-love, pentru că nu îl ai în majoritatea acțiunilor tale zilnice, orice ai face, ai compensa, de fapt, pentru lipsa. Iubirii de sine, care se manifestă prin faptul că nu faci, în primul rând, acele lucruri care sunt în aliniere perfectă cu tine, cu misiunea ta, cu strălucirea ta. E ca și cum ai încerca în continuare să medicamente pentru simptome, mm -hmm. dar nu tratezi, de fapt, cauza. Exact, exact. Și de aceea, durata acestor efecte pe care le au cursurile de self love este destul de mică, pentru că nu rezolvă problema de la bază. În esență, poți să-ți dai orice picături, orice ceai, orice arome, oricâte masaje, atâta vreme cât nu faci 90% din timpul tău acele lucruri care îți dau strălucire și în care te simți împlinit și în care simți că vibrezi cu viața, în care sporești lumina ta și a celor din jurul tău. Dacă nu faci asta, 90% din timpul tău, că să zicem 100% nu se poate. Nu, dar nici 90% faci poate 70% sau 80% sau mare majoritate timpului faci aia și inversezi balanța în loc să faci alte lucruri care te trenează de energie. Da, viața ta va arăta complet diferit. Și de fapt, de acolo rezolvi problema de self la Dacă faci lucrurile care te împlinesc, nu mai ai nevoie de iubire pentru că ești iubire. Și nu ai cum să compensezi cu iubire de sine faptul că zilnic faci ceva ce nu te împlinește. Pentru că nu te iubești suficient de tare pe tine să faci ceva ce e cu adevărat relevant pentru mintea și inima ta. În realitate, separarea durerii de plăcere este începutul procesului de degradare a minții umane. Este începutul Locului în care îți pierzi puterea. Și de aici oamenii merg mai departe, a da vina pe alții, a da vina pe șeful, pe guvern, pe vecini, pe părinți, pe oricine, do do numai ei nu. Adică nu-și asum responsabilitatea pentru acțiunile lor. După asta, următorul nivel este paranoia. Când crezi că cineva are ceva cu tine, când până la a crede că te urmărește cineva și uh, cineva ți-a instalat, știu ce, pe calculator sau pe telefon. Deci sunt diferite grade de paranoia, dar din ce în ce mai accentuate. Și ultimul nivel de separare în minte este schizofrenia, care asta înseamnă? Înseamnă separarea minții. Deci separarea durerii de plăcere, adică fac ceva mai întâi mă sacrific mai întâi ca pe urmă să obțin plăcere, este un act de disempowerment, pentru că ai percepția că trebuie să faci raportat la o autoritate de la care ai învățat acel trebuie și pe care dai vina pentru care trebuie să faci, cum ai spus, șeful, părinții, partenerul de viață, copiii, da. pentru copiii trebuie să fac și, pe urmă, să primești o recompensă. Da. Dacă pe... stai să te gândești la nivel macrosocial, dintre cele mai frecvente moduri să distrugi o populație financiară este cu cardurile de credit. Pentru că se pară Plăcerea de durere. Cumpere acum și plătești peste 30 de zile. În România era credit cu buletin mm. în care cumpere acum și plătești la anul sau altă dată. Și în momentul în care facem asta, adică a, asta e foarte clar. Orice uh, guru financiar bine intenționat, o să-ți spună, taie cardul de credit. Dacă nu ești finanțist și nu știi cum funcționează, taie cardul de credit. Și de ce spun asta? E pe, pentru că ei știu care sunt efectele, știu ce înseamnă să separi uh, plăcerea de durere și la nivel de populație, asta degradează populația din punct de vedere financiar, deci le ia puterea din, din punct de vedere financiar. Când integrezi plăcerea și durerea, atunci întărești mintea, întărești o populație. Când o polarizezi, ce înseamnă polarizare? Înseamnă separarea celor doi poli, plăcere, durere, în cazul nostru, atunci ai ei puterea. O, o... cezar, antice știau asta, cezar spunea, divide timpera, impera, mm -hmm. separă și cucerește. Mm -hmm. Era modul în care reușeau să cucerească populația. Acum, le dădeau pâine și circ. În Roma Antică, separau durerea de plăcere. Le, le dădeau distracție, distragere, plăcere cu circ și cu pâine și oamenii uitau de mizeria în care trăiau. Pentru moment. Pentru moment. În momentul în care integrezi plăcerea și durerea, faci uh, drumul în sens invers. Mintea ta devine puternică. Și în loc să se degrateze se întărește și devine din ce în ce mai puternic. Asta este cealaltă variantă despre care urmează să vorbim și ce înseamnă cu adevărat self-love, adevărat. Um, da, știu cum am repetat. Atunci, hai să concluzionăm. Partea da. aceasta de atunci când trăiești, de fapt, în valorile tale joase, în limbajul meu și când faci lucrurile alea din zona de trebuie pe baza a tuturor acelor programări pe care le ai din trecut, plus pe baza poveștii pe care ți-o spui despre viață, se par durerea de plăcere și, la nivel profund, tu crezi că nu meri să faci acele lucruri care te împlinesc. În opoziție, crezi că trebuie să faci o mulțime de lucruri ca așa se face sau ca așa se cere sau așa îți cere cineva. În fapt, e doar o poveste pe care ți-o spui, nu este realitatea. E doar o, o poveste pe care ți-o spui. Cealaltă fațetă a monedei este când faci lucrurile care te inspiră cu adevărat. Și aici cred că fiecare din cei care ne ascultă a avut cel puțin un moment în viață când a făcut ceva care era dificil, cel puțin părea dificil din afară și poate era greu și pentru, pentru tine, dar ți-a dat atât de multă împlinire lucrul ăla, încât n-ai simțit greutatea lui, te-a umplut cu energie, ai avut o satisfacție interioară din a face lucrul respectiv. Ai simțit din interior că e te umple, n-aș folosi cuvântul bucurie, dar e ceva înspre bucurie, pur și simplu satisfacția unui lucru pe care l-ai făcut cu toată ființa ta. Nu doar bine fac asta și plec, cum e la zona de trebuie, ci toată ființa ta e în acel lucru pe care îl faci. Grozav. Și întrebarea mea onestă pentru tine și pentru fiecare din cei care ascultă, când faci un lucru din ăla, care e cu adevărat, simt că ești cu tot, toată mintea, tot corpul, toată ființa ta acolo, îți mai pui problema de self-love? Nu, Răspunsul este nu. Self-love este irelevant în momentul ăla. Nici măcar nu-ți pui întrebarea asta. Când faci lucrul acela cu toată ființa ta, ca și cum ai avea senzația că toate lucrurile până în momentul ăla s-au întâmplat, ca tu să poți să faci lucrul ăla și vezi perfecțiunea înspre trecut și vezi și în viitor ce e posibil pentru tine, când ești prezent cu toată ființa ta și faci un lucru care te împlinește, ești iubire. Nu mai e nevoie de poveste de self-love. Și nu numai că ești iubire, simți că te iubește Dumnezeu și Universul, simți că tu manifesti iubirea în ceea ce faci și nu există decât iubire în acel moment al acțiunii tale. Pur și simplu asta e. În contextul ăla, nu mai trebuie să mergi acasă să iei o prăjiturică sau să mănânci chipsuri la film uh, și să adormi uh, numai după ce bei niște vin. Nu e nevoie de asta. Pentru că atât de mult te-a umplut lucrul ăla, atât de mult te-a încărcat și ți-a dat energie și simți că are semnificația așa profundă pentru tine, încât nu mai ai nevoie de altceva. Te autoreglezi în cât mănânci, în cât dormi, cel mai probabil ai nevoie de ceva mai puțin somn, nu, nu atât de mult. Nu, nu cauți să-ți umpli golurile existențiale cu altele pentru că te umple lucruri, lucrul respectiv suficient de mult. Și ești iubire acolo. Emani lumină, ești prezent cu ce faci, ai certitudine și pur și simplu strălucești. Și ce e interesant, știu că vrei să zici ceva, ce e interesant este că la bază există de fapt sămânța aia de te iubești pe tine suficient încât să-ți dai voie să faci acele lucruri. Există și asta, dar nu ajungi la locul acesta prin faptul că îți pui mantre de cât de uh, drăguț sau drăguță ești sau cât de deștept ești și îți faci afirmații pozitive și te recompensezi din când în când cu ceva. Nu ai cum să ajungi aici în modul ăla de recompensă, pediapsă, separare cauză-efect, separare pozitiv de negativ. E imposibil. Oricât ți-ai da meditație, um, ceaiuri vindecătoare, picături vindecătoare, uleiuri extraordinare, ciocolat. masaje, ciocolată. <hângh> Oricât te-ai strădui să mănânci corect ca să ajungi acolo, că este și varianta asta, lasă că o să mă iubesc după ce slăbesc, știi? Mănânci corect ca să ajungi acolo, nu funcționează. Nu merge. Adevăratul să este a te prioritiza pe tine. Nu a te prioritiza din trebuie, că gata de acum trebuie să merg la sală trebuie să mănânc dieta asta și trebuie... Ci a te alege pe tine cu adevărat, câteodată într-un mod complet, contraintuitiv, cum ar fi să te plătești pe tine primul să economisești bani. Pentru că atunci e singurul mod în care te plătești pe tine. Dar vezi, și astea le consider un pic cu tangentă, Ștefan. Așa. E. Pentru că, da, înveți asta și da, e adevărat ce spui tu. Dar asta vine ca și consecință a faptului că faci ceva ce este perfect aliniat cu tine și cu misiunea ta. Și dacă ești, faci ceva care e perfect aliniat cu misiunea ta. Asta azi. e de ultima, asta e de ultimate prioritization. E ultima stare de prioritizare. Da, dar tot știm că cea mai mare transformare vine de la spiritual în jos. Așa este. Așa că putem să mimăm, da. să că mergem avem la să zicem pentru da. sală, pentru economii, da. pentru faptul că mâncăm sănătos, dar dacă nu prioritizezi partea spirituală și nu te alegi pe tine prima dată acolo a face acele lucruri care te împlinesc, atunci degeaba faci celelalte. Sau cât degeaba? E mult mai greu să începi cu, să faci toate celelalte. E mult mai greu. Aproape că trei imposibil. Pentru că sunt în conflict două credințe despre tine. Una, că ai ceva valoros de oferit lumii ăsteia și ești unic și ești manifestarea existenței divine, divinului în viața asta într-o formă unică și ai ceva uh, prin care poți unic, prin care poți să servești. Și e credința asta și cealaltă, în care vorbim despre doar partea umană, în care zici da, trebuie să merg la sală, trebuie să economisez și Doamne ajută poate la un moment dat ajung să mă iubesc. Dacă fac suficiente cursuri, la un moment dat ajung să mă iubesc pe mine. Și nu, pur și simplu nu funcționează asta. Și atunci nu doar să te alegi pe tine și să te prioritizezi pe tine la nivel de economii, bani, mâncare și așa mai departe, ci să te prioritizezi și să faci acele lucruri care îți dau strălucire în fiecare zi. Acele lucruri care sunt misiunea ta cu adevărat și nu doar asta, ci și în forma care este cea mai aliniată cu tine. Pentru că s-ar putea să fac ce, ce, ce mă inspiră copiii, mă inspiră copiii, aud foarte mult de asta, să petrec timp cu copii, perfect. Ce anume din timp pe care îl petreci cu copii te inspiră, de fapt? Îți place să-i duci la școală, să-i aduci de la școală să și să faci pe taximetristul? Îți place să împăturești hainuțele, să le pui în dulapuri? Nu, nu, nu. Îți place să le faci de în fiecare zi de mâncare? A, nu, nici asta nu-mi place, dar ce-ți place? Să fac jocuri educative cu ei. Asta mă face să strălucesc. Asta îmi dă împlinire. Aia, fă -o. Aia este misiunea ta. Asta când faci asta, ești iubire și ai self-love implicit. Și dacă faci asta, nu mai ai nevoie să te recompensezi din afară. Pentru cele, toate celelalte micuțe, împăturit hăinuțe, dus copii, adus copii, făcut toate lucrurile alea, pentru alea ai nevoie să te compensezi cu self-love, pentru că, de fapt, nu te împlinesc, nu ți dau împlinirea, nu, nu răspândesc lumina, nu sporesc lumina din tine. Da, și de multe ori, Lăsăm ceea ce ne împlinește, în exemplu tău, să joci jocuri educative cu copiii copii. și faci toate celelalte, iar pe asta las și la sfârșit, când și ei sunt obosiți și tu ești obosit și nu mai gata, lasă, hai să facem. facem un este și la, culcare. la culcare, gata. Da. Și ar trebui să faci exact invers, să începi acel lucru care te împlinește cel mai mult și toate celelalte să vină după. Asta e prioritizarea. Asta exact. e cu adevărat iubirea de sine. Când începi cu acel lucru care îți dă strălucire, atenție, nu care e ușor, pentru că nu căutăm să fie ușor și să fugim de greu, pentru că jocurile educative, jocurile logice, educative pot să fie foarte grele, dar acolo integrezi plăcerea și durerea. Absolut. Acolo nu-ți pasă dacă e greu și ușor. Acolo vrei la amândouă. La fel în business. Tot dacă luăm exemplu copii în care faci de mâncare, ai grijă de casă, faci uh, pe taximetristul și faci toate celelalte lucruri. La fel în business, un antreprenor sau un manager face de toate dar, de fapt, pe el te poate doar recrutarea. Da. Sau doar partea de analiză statistică. Da, dar mai face încă cifre. 10. Exact. Mai facem încă 10 pe lângă. Mai facem Și încă. atunci zici, păi, mi e business, îmi place să fac. Vă vezi că ești turt din ce și termin. Și nu e nu așa din business îți place o anumită bucățică. Începi cu aia, la și pe aia, la sfârșit, poate pe weekend, când ești, după ce ai tras de tine ce zile și te lasă toată lumea în pace și nu mai ai colegi pe lângă și atunci, la sfârșit, apuci și tu să faci. Începe prima dată cu acel lucru, prioritizează-te pe tine, aia este self-love. Adică să prioritizezi acele lucruri care îți sporesc lumina, care te împlinesc, care chiar dacă sunt dificile, îți dau o împlinire aparte atunci când le faci. Și îți sporesc lumina, îți sporesc energia și îți dau. Ai, ai semnificație când le faci. Simți că faci ceva care e meaningful, care are sens pentru tine și cu care simți că faci parte din ceva mai mare. Și când faci asta. Um, Vorba, vorba cuiva cu care am vorbit recent, se dă între în, în ei. Pentru că dacă. sau în zeci, dacă vrei. Pentru că dacă faci și ai focus pe lucrurile acelea cu trebuie, pe ce ai focus, crește. Ca tare, dacă acolo ai focus, o să ai mai mult de trebuie și mai mult de trebuie până ajungi în spital. Dacă ai focus însă pe zona asta de ce te inspiră cu adevărat și le numim asta valori înalte sau partea asta inspirațională simți că există o componentă spirituală în manifestarea acelui lucru pe care îl faci, indiferent ce faci. Fie că ai grijă de copii, dacă asta este una dintre prioritățile, valorile tale cele mai înalte, fie că lucrezi unul la unul cu clienții, fie că faci recrutare, fie că faci vânzare, simți că e acolo întreaga ta ființă și simți că ești menit cumva să faci lucrurile alea. Ți s-a dat, cumva e normal să-l faci tu, și nu numai atât, pentru că sporești lumina, devii magnetic pentru ceilalți. Uh, îi atragi pe ceilalți pentru că ei văd această strălucire în tine. Și te întreabă cum faci, ce faci, de ce faci, explicăm. Și în felul acesta, pentru că tu te-ai așezat la locul tău și ai făcut lucrurile acelea, și ceilalți din jurul tău se reașează în locuri în care și ei își dau voie să fie așa. Dar dacă eu sunt, în trebuie și zic, vai, cât te trebuie să fac, fă și tu aia pentru că trebuie. E ca și cum ne tragem în jos unul pe celălalt ca oameni. Uh, și devine existența și în familie mai grea și în firmă mai grea yeah. și în comunitățile din care facem parte pentru că trebuie. Și pentru că nu onorăm uh, inspirația divină pe care fiecare din noi o avem. Și să te alegi pe tine înseamnă să alegi să faci acea activitate, culmea, prin care ai cel mai mare impact. Pentru că atunci când faci lucrurile la care este cu adevărat aliniat cu tine, ai cel mai mare impact. Și pentru tine, și pentru celelalte. Și mi se pare foarte curios asta, știi? Adică te iubești pe tine, faci lucrurile la care îți dă inspirație și care este manifestarea iubirii, și în egală măsură e pentru tine și în egală măsură servești prin el. Mi se pare magică asta. E dubl, cu, cu efect dublu, știi? E ca ai o lumânare pe care pui în fața unei oglinzi și dintr-o dată ai de două ori mai multă lumină în cameră. Și Hai să încheiem. Cred că am vorbit un pic mai mult decât obicei, dar a meritat. Bun. Și acum, pentru cei care ne-au ascultat până aici, lasă un mesaj legat de care este un pas pe care poți să-l faci către a manifesta iubirea prin ceea ce faci, nu pentru alții, nu pentru tine, ci a fi iubire când faci ceva. Care e primul pas pe care îl faci în direcția asta?